În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, slăviți să fie Domnul. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi și pentru acest prilej în care fiecare ne putem osvoi dorul Sfântului nostru și ne putem apropia mai mult de Mântuitorul Hristos. Apostolul din prima duminică, Apostolul Mare, se citește din Evrei, capitolul 11. Și aș vrea să citesc câteva versete din acest apostol. Începând cu capitolul 11, versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului. Socotind cătva jocorirea pentru Hristos, este mai mare bogăție decât comorul Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Prin credință a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit, ca cel care vede pe cel nevăzut. Prin credință a rânduit paștile și stropirea cu sânge, ca îngerul nimicitor să nu se atingă de cei întâi născuți în lor. Prin credință au trecut izraeliții Marea Roșie ca pe uscat, pe care egiptenii, încercând de aici să o treacă, s-au necat. Prin credință, zidurile Ierihonului au căzut, după ce au fost înconjurate 7 zile. Prin credință, Rahab desfrânată, fiindcă primiste cu pacii scoadele, n-a ferit împreună cu cei neascultători. Și ce vor mai zice? Că timpul nu va ajunge ca să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat burele lor, au stins puterea focului, au scăpat de ascunsul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tare război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Și dacă am fost atenți la aceste versete care am citit, am văzut și am auzit de numele multor oameni, mai ales din Vechiul Testament. Oameni care, cum spune Apostolul Pavel, prin credință au făcut lucruri mari. Și în această zi ar vrea să ne aplicăm un pic și să vorbim despre și să ne întâlnim prin cuvintele Vechiului Testament cu unul dintre oamenii care a fost pomenit de Sfântul Apostol Pavel și acesta este Gedeon. Un judecător, unul din cei 12 judecători care au fost în poporul Israel în Vechiul Testament. Și aș vrea să vedem un pic viața lui Gedeon. Și viața lui o găsim în Cartea Judecătorii, capitolul 6, 7 și 8. Și începând cu capitolul 6, vedem în versetul 1, vedem care era situația și cum trăia poporul Israel în vremea aceea. Și spune versetul 1. Fiii lui Israel au început iarăși să facă rele înaintea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile madianiților pentru 7 ani. Era o situație foarte grea pentru poporul Israel. A suprit și înconjurat de popoare care ori de câte ori poporul Israel și venea vremea roadelor, strângeau roadele, veneau și luau tot și nu mai rămânea nimic. Când, în acele vremuri, când madianiții și cananiții veneau și invadau țara poporului Israel, aceștia se ascundeau, poporul Israel se ascundea în peșteri, se ascundea în munți, fugea din fața lor. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că atunci poporul Israel a început să strige către Domnul. Și Domnul le răspunde și le spune: știți care e cauza asupririi? Știți din ce cauză v-am lăsat în mâinile acestor popoare? Pentru că voi mi-ați ascultat glasul meu. Dar acest strigăt al poporului Israel către Dumnezeu nu a rămas fără răspuns. Și vedem că în seminția lui Manase
un tânăr din această seminție era într-o zi la câmp, trăierând grâul pe ascuns, ca madianicii să nu poată, să nu găsească și să nu pretragă tot ce el strângea. Și un înger al Domnului vine la Gedeon și îi spune, și s-a arătat îngerul Domnului și a zis, Domnul este cu tine, voinicule. Iar Gedeon i-a zis, Domnul meu, dacă Domnul e cu noi, pentru ce ne-au ajuns pe noi toate necazurile acestea? Și unde sunt oare minunile lui de care ne-au istorisit nouă părinții noștri când ne spuneau, din Egipt ne-a scos pe noi Domnul, acum însă ne-a părăsit Domnul și ne-a dat în mine madianiților. Gedeon, cred că în familia lui, părinții lui și poate bunicii lui povestise toate minunile și lucrările prin care Dumnezeu, cu mână tare, cum vedem scris în Cuvântul Dumnezeu, îi scoase pe poporul Israel din robia egiptenilor. Și cred că în inima tânărului Gedeon, credința în Dumnezeu și credința că Dumnezeu va izbăvi pe poporul Israel era acolo în inima lui, chiar dacă o credință mică, în inima lui Gedeon această credință era stătită acolo. Și chiar dacă trăia în mijlocul poporului care în majoritate se depărtase de Dumnezeu, el și poate familia lui își păstrase credința în Dumnezeu. Și cred că era și în ziua de astăzi este destul de greu să păstrezi credința și în mijlocul poporului și în mijlocul în vremea în care și în lumea în care noi trăim. Spunea Părintele Dumitru Stănoaie că în ziua de astăzi e atât de greu să găsești motive și oameni care să te îndeamnă să crezi în Dumnezeu, să te rogi Dumnezeu. Și că astăzi, mai mult ca oricând, fiecare dintre noi trebuie să caute aceste motive și aceste resorturi și aceste lucruri mai mult în inima lui. Fiecare trebuie mai mult prin lucrarea și prin viața lui și prin silința lui, chiar dacă cei din jurul lui nu îndeamnă și poate îi pun piedică să caute, să creadă și să se roage Dumnezeu. Pune Sfântul Apostol Pavel că credința vine în urma auzirii, iar auzirea este prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest Cuvânt al Dumnezeu, vestit lui Gedeon și prin părinții lui și prin bunicii lui, născuse și în inima lui Gedeon credința în Dumnezeu. Spune fratele Traian că temelia credinței noastre ar trebui să fie și este Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos. Cine își zidește credința și viața pe această stâncă, nu se mai teme de nimic. Iar cine are această credință în viața lui, e capabilă și e capabil să facă lucruri și fapte mari. Omul cu adevărat credincios în Dumnezeu e capabil de minuni. El poate să lucreze și să mărturisească cu adevărat pe Dumnezeu. Și în numele oamenilor care prin viața lor și prin credința lor au mărturisit și au vestit pe Dumnezeu, rămâne în conștiința urmașilor și a urmașilor lor. Și aprinzându-se credința și întâlnindu-se și ascultând glasul Îngerului, Gedeon în versetul 24 ne spune că și a zis Domnul, pace ție, nu te teme, că nu vei muri. Și a făcut acolo Gedeon un jertfel Domnului și l-a numit Iahve Shalom. Și se află și acesta și azi în ofra lui Ebiezer. Primul lucru care îl face Gedeon atunci când
Îngerul Domnului vine și îi vorbește, este să zidească un altar Domnului. Și cred că acest lucru a trebuit să ne pună și pe noi pe gânduri. A zidi un altar Domnului înseamnă a avea un loc în care tu să te întâlnești cu Dumnezeu. În a avea un loc, în a avea un timp, în a avea o vreme în viața ta și în timpul pe care tu trăiești, în care tu să te întâlnești cu Dumnezeu. O vreme în care poate să lași toate lucrurile care te împiedică deoparte și să stai înainte de Dumnezeu. Dar Gedeon nu rămâne la atâta și el merge mai departe. Și vedem în versetul 27 care ne spune că atunci Gedeon a luat 10 oameni dintre slugile sale și a făcut cum îi grăise Domnul. Adică îi spuse Îngerul Domnului, du-te și dărâmă altarul care era zidit acolo în orașul lor în cinstea lui Baal. Du-te și dărâmă și da este jarul care este lângă el. Și chiar dacă am putea spune este un gest și un act care numai un om credincios cu adevărat l-ar putea face, Gedeon se duce și împreună cu 10 oameni dărâm acest altar. Un act cu adevărat de curaj. Ce fac oamenii din cetate când află că și descoperă că Gedeon a dărâmat altarul lui Baal? Oamenii se odărăm și zic, cine a făcut acest lucru este vrednic de moarte. Dar înțelepciunea tatălui său, Ioaș, care cred că și el, în inima lui, credința Dumnezeu se păstrase, intervine și le spune acestora, dacă Baal este Dumnezeu să se apere singur pe sine, pentru că i s-a stricat jertfelnicul. Și spune că din acea zi au început a numi pe Gedeon Ierubal, pentru că ziceau să se judece singur Baal cu dânsul, pentru că i s-a stricat jertfelnicul. Prin Gedeon, prin lucrarea lui și prin acest gest de curaj izvorât de credința în Dumnezeu, inima celor din poporul lui Israel și a celor care locuiau acolo în orașul lui, în inima lor începe să se aprinde credința în Dumnezeu. Și am putea asemăna lucrarea lui Gedeon de trezire și de aprindere a credinței în Dumnezeu în rândurile poporului Israel cu lucrarea oastei și a părintelui Iosif. Spune fratele Traian că lucrarea oastei s-a născut în biserica strămoșească, în învățătura și credința în care ne-am născut. În această învățătură și credință, Duhul lui Hristos a pus pentru noi adevăruri prin care trăim și lucrând să ne mântuim. Ele erau și mai înainte, dar noi nu le-am trăit cu viața. Hristos era în mijlocul nostru, dar noi nu l-am cunoscut și urmat. Doar prin această lucrare și această lucrare a oastei Domnului ne-a trezit mintea și ne-a deschis ochii să-L vedem. Evanghelia trăită și propovăduită de oaste era credința și mărturisirea lui Iisus Hristos cel răstignit. Iar această Evanghelie pe care o propovăduia oastea și pe care a propovăduit-o Părintele Iosif, spune frate Traian, era de o curăție și o valoare ca aceea Sfinților Apostoli. După acest act de curaj al lui Gedeon, Gedeon merge mai departe. Și versetul 33 ne spune că atunci în acea vreme madianiții, amaleciții și locuitorii răsăritului s-au adunat împreună, au trecut râul și s-au așezat tabăra în Valea Israel.
Și în aceste condiții în care poporul lui Israel era amenințat, Gedeon cheamă la luptă. Cheamă la luptă și la unire a poporului și la luptă împotriva asupritorilor care încercau și erau la granița lui Israel. Și în versetul 34 ne spune că atunci a cuprins Duhul Domnului pe Gedeon și a trâmbițat aceasta din trâmbiță. Și ca să se convingă și ca să se întărească în credința lui, Gedeon cer la Dumnezeu, zice, Doamne, trimite niște semne să văd că ești cu noi. Și dacă vom citi mai departe, vom vedea că Dumnezeu îi trimite două semne cu odată dintr-o dimineață lâna pe care o pusese în țarină este odată de roa care căzuse în noaptea aceea și după aceea Gedeon zice, Doamne, de data aceasta vreau ca doar pământul din jurul lui să fie ud, iar lâna să fie uscată. Și Dumnezeu îi îndeplinește și această dorință și cred că prin aceste minuni credința lui Gedeon s-a întărit. Dar minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în poporul Israel, aceleași minuni, dacă privim în lucrarea voastră, vedem că Dumnezeu le-a făcut și prin lucrarea voastră, Domnului, poporul nostru. Spune fratele Traian, roadele care au însoțit Evanghelia propovăduită de Sfinții Apostoli se vedeau și acum în propovăduirea preotului Iosif. Minunile de convertire a oamenilor, învierile din păcat, vindecarea de bolile patimilor, înnoirea și transformarea făcută de El. Toate acestea s-au văzut și încă cred că se mai văd în poporul nostru prin lucrarea oastei Domnului. Spune fratele Traian mai departe, oastea Domnului mărturisea trezirea nașterii din nou și trăirea cea vie pentru Hristos în biserică, în credința și în credința strămoșească. Oastea Domnului mărturisea și propovădea părăsirea păcatului, nu a învățăturii. Ieșirea din lume, nu din biserică. Lepădarea de satana, nu de credință. Schimbarea inimii, nu a confesiunii. Lepădarea obiceiurilor rele, nu pe cele bune. Dar, tot mai departe, fratele Traian spune că există un pericol care ne gândește și care poate să pună stăpânire și acest pericol care îl amintește fratele Traian este acela pericolul pierderii din vedere a vieții curate și sfinte și a calității de trăitor și vestitor a Cuvântului Dumnezeu. Atunci când noi nu mai privim și nu mai ne amintim și nu mai strângem în inima noastră și nu mai păstrăm în inima noastră acea Evanghelie curată și sfântă care au vestit-o înaintașii noștri și nu mai trăim și nu mai păstrăm în lucrarea vieții noastre îndemnurile lor, e posibil ca pericolul acesta al îndepărtării și al depărtării de Hristos să ne paște și pe noi și să ne ajungă și pe noi. Puterea dragostei și puterea sfințeniei izvorâte din totala predare și slujire în Hristos a Părintelui Iosif și a celor ce duceau solia Evangheliei era taina marilor biruințe ale Evangheliei. Dăruirea Părintului Iosif în slujba Domnului era totală. Curăția și sfințenia vieții lui erau totale. Viața lui de rugăciune și de părtășie cu Domnul Iisus erau atât de înalte încât i-a inspirat tuturor celor care au trecut lângă el un respect propriu deosebit. Aceasta ne-a dat nu numai explicația minunilor care se făceau prin el, dar și nivelul până la care este dator să ajungă sau să năzuiască neîncetat. Oricine va vrea să poarte mai departe solia unei astfel de Evanghelii în lucrarea voastră. Cuprins de Duhul Sfânt, Gedeon cheamă poporul la luptă.
Și cred că cauza pentru care poate noi nu ne ridicăm cu atâta înflăcare la luptă împotriva păcatului este faptul că Duhul lui Dumnezeu nu este de plin în noi. Duhul lui Dumnezeu nu este de plin în noi pentru că condiția pentru ca Duhul lui Dumnezeu să rămână și să fie în viața unui om este ca acesta să umble în curăție și în smerenie. Acesta trebuie să umble în curăție și în smerenie omul care vrea să lucreze și să facă lucrarea Dumnezeu cu adevărat. Trebuie să umble în curăție și smerenie atât înainte de Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Curățenia și curăția și smerenia sunt cele două lucruri care îl arată și îl deosebesc pe omul credincios, pe omul care crede în Dumnezeu și pe omul care slujește Dumnezeu de ceilalți oameni. Curăția minții, spune fratele Traian, dă puterea de limpezime și înțelepciunea. Curăția vieții aduce tăria și puterea de a arăta. Curăția inimii, liniștirea și liniștea bunătății. Curăția ascultării aduce în viața omului părtășia Duhului Sfânt. Curăția smereniei, dragostea neprefăcută. Curăția faptelor și trăirea în adevăr, căldura cuvântului. Curăția umblării cu Hristos, biruința prin puterea lui Dumnezeu. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia, în Filocalie, plata înfrânării este nepătimirea, iar a credinței cunoștința. Nepătimirea la rândul ei naște discernământul, iar cunoștința, dragostea către Dumnezeu. Inima noastră și mintea noastră ar trebui să se apropie de Dumnezeu. Ar trebui ca prin minunile și prin lucrurile și prin locurile prin care noi trăim și prin care noi umblăm, să înțelegem și să adâncim în viața noastră legătura cu Mântuitorul. Ar trebui ca legătura pe care noi o avem cu Mântuitorul să fie o legătură care să fie asemenea unei suduri puternice. Odată ce ceva a fost sudat, greu mai poți să desfaci acel lucru. Așa ar trebui să fie și viața noastră. Sudura și legătura cu Mântuitorul să fie puternică și desăvârșită. Plin de Duhul Sfânt, cum am spus, Dion începe lucrarea Lui. Și cheamă poporul Israel. Și spune, ne spune aici mai departe că se adună 32.000 de izraeliți, iar în tabra cealaltă erau 130.000 de amaleciți, de medianiși. Dar acest popor adunat, Gedeon, îl supune prin spatele Dumnezeu și prin Dumnezeu la două examene. Și un examen este examenul curajului. Adunat cei 32.000 de izraeliți, Gedeon le spune, cei care vă temeți și aveți frică și în inima voastră s-a aprins sau aveți o fărâmă de frică să mergeți acasă. Și 22.000 de tineri se întorc acasă. Și mai rămân 10.000. Privind Gedeon, cei 10.000 ar fi putut spune, Doamne, acei 10.000 sunt prea puțin contra 130.000. Dar Dumnezeu spune și gândește altfel. Nu, Gedeon, sunt prea mulți. Cred că acest examen al curajului ar trebui să ne pregătim pentru el în fiecare zi a vieții noastre. Prin viața noastră și prin tot ce trecem și prin smerenia cu care ar trebui să umblăm pe această viață, ar trebui să învățăm ca să avem curajul. Să avem curaj. Să avem curaj de a mărturisi pe Hristos. Să avem curaj de a suferi ocară lui Hristos atunci când aceasta vine, cum spunea fratele Traian, ca un har spre noi. Să avem curaj să ne împotrivim răului,
să avem curaj să facem lucrarea faptelor bune în viața noastră și în locul în care suntem repuși. Și după al doilea examen la care Gedeon pe cei 10.000 supune este îi înarmează și pornește cu ei în marș prin pustie până ajung la un râu. Și acolo Dumnezeu îi spune, Gedeon, trimite poporul să bea apă. Și cei care aș vrea să citesc exact cum lucrează Dumnezeu prin acest examen. Apoi a zis Domnul către Gedeon, tot e prea mult popor, du-l la apă. Acolo ți voi alege. Și de care voi zice să meargă cu tine, acela să meargă cu tine. Iar de care voi zice că nu trebuie să meargă cu tine, acela să nu meargă. Și el a dus poporul la apă, iar Domnul a zis către Gedeon, cine va limpăi apă cu limba din pumni, cum limpăie câinele, pe aceea să-l pui deoparte. Asemenea să-l pui deoparte și pe tot aceea care nu-și vor pleca genunchii și vor bea apă. Și a fost numărul celor ce au limpăit cu limba lor din pumni 300 de oameni. Iar tot celălalt popor s-a plecat pe genunchii săi să dea apă. Atunci a zis Domnul către Gedeon, cu cei 300 care au limbăit apă am să-i zbăvesc eu și am să dau pe medianiți în mâinile voastre. Iar tot poporul celălalt se stăducă fiecare la locul său. Din 10.000, Dumnezeu alege 300 ca să-și facă lucrarea și cu acești 300, Gedeon, intrând și ascultând de cuvântul Dumnezeu, îi învinge și îi alungă pe medianii, pe popoarele care veneau să îi asuprească pe Israel și Dumnezeu, prin mâna Lui puternică, pentru ca Gedeon și poporul să nu se încreadă în ei, ci să vadă lucrarea lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu, învinge și eliberează pe poporul Dumnezeu. Și al doilea examen pe care ar trebui să-l învățăm și pe care am putea să-l învățăm ar fi examenul disciplinei în muncă. Examenul înfrânării în viața noastră. Poate că e mult mai ușor să faci un gest de curaj pe moment. Sau poate e mult mai ușor să poate după pregătire să faci gesturi aș spune, extraordinare pentru Hristos. Dar poate e mult mai greu ca o viață întreagă să trăiești în ascultare de Hristos. O viață întreagă să trăiești în viața ta, să așa să disciplinezi și așa să ai o stăpânire de sine și așa să trăiești încât să, în fiecare zi, să slujești lui Hristos. Această disciplină și acest efort pe care trebuie să fim conștienți că trebuie să-l facem. Ar trebui să fie al doilea examen. Examenul conștientizării că pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră noi trebuie să ne pregătim în fiecare zi. Să conștientizăm că dacă fără muncă, fără lucrare, fără jertfă, fără suferință, fără sudoare, nu putem să intrăm în împărăția Dumnezeu. Și n-aș vrea să mai continui, ci nu mai vrea să mai citesc două versuri din fratele Traian ca și încheiere. Spune fratele Traian, nu-mi despărți, Iisuse, cărările de-a tale, nici nu-mi ținea în seamă amarele greșale, nici nu-mi lăsa călcate a mele legăminte, nici scumpa mântuire să nu-mi dau pece minte, ci ține-mi pe vecie cărările cu-a tale. Și iartă-mi cu iertare amarele greșale și fă-mi ținute veșnic a mele legăminte, ca scumpa mântuire să nu o dau pe ce minte. Amin. Slăviți să fie Domnul.